Fratele, să nu fie trist că o să mai cânte după predici. Amin? Pentru că de foarte multe ori punem atâtea cântări încât se pierde apetitul așa de a asculta cuvântul. Și eu cred că e bine să mai ascultăm cântări și după predici. Câte 10 cântări, eu sunt de acord. Numai cu o condiție, să mai stea și poporul. Amin? Vă invit acum să vă ridicați în picioare. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la pagina 42, Cartea Genesa, capitolul 37. Vreau să citesc 3 versete, respectiv 9, 10 și 11, să ascultăm acest cuvânt din partea Domnului cu toată atenția, cu tot respectul și mai ales cu toată bucuria și prin el Dumnezeu să ne vorbească la fiecare în parte. Amin. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l bizmuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Dragi miri de astăzi, Ilie și Mihaela, stimate familii care vă căsătoriți copiii, iubiți frați și surori de credință în Domnul Iisus, distinși oaspeții casei Domnului, putem să spunem cu toată tăria, aceasta este ziua pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi și ne-a dorit-o cu un scop bine precis, să ne bucurăm și să ne veselim în această zi, pentru că suntem la nuntă. Amin? Și nunta este un prilej de mare bucurie, pentru că, la urma urmei, toată lucrarea Domnului Iisus a început cu o nuntă și totul se va isprăvi tot cu o nuntă, cea mai frumoasă nuntă, când Domnul Iisus va fi mire, iar biserica Lui va fi mireasă. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze ca toți care suntem la această nuntă, să fim în ziua aceea la marea nuntă din ceruri și Dumnezeu să ne întărească. Amin. Dați-mi voie să îmi exprim bucuria pentru că Domnul m-a ajutat să ajung în dimineața aceasta la Corjeuț. N-am mai fost de ceva timp, însă sunt aici pentru că tinerii m-au invitat ca să slujesc la nunta lor și în mod special fratele Ilie cu care ne-am intersectat în Anglia, la Londra, m-au invitat ca să predic Evanghelia și am venit cu drag. Mă bucur să vă găsesc la părtășie în dimineața aceasta și pe toți care sunteți în locul acesta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am trecut și pe la vamă destul de ușor, am văzut că s-au mai cărpit ceva la drumurile voastre, adică sunt mai bune ca acum 2 ani, adică totul este în grafic. Am citit cuvântul acesta, care la prima vedere nu are nimic de a face cu un text de căsătorie, pentru că de regulă folosim în asemenea împrejurări acele texte clasice pe care le știm, le-am ascultat de foarte, foarte multe ori. Dar să știți că se poate predica la căsătorie din mai multe locuri, pentru că la urma urmei este cuvântul Domnului și cei doi, și nu numai ei, toate familiile și toți tinerii care sunt în casa Domnului avem nevoie de învățătura lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Textul acesta ne vorbește despre un vis venit de la Domnul pe care l-a visat Iosif. La urma urmei și căsătoria este tot un vis devenit realitate. Pentru că n-am nicio urmă de îndoială, atât Ilie cât și mireasa de astăzi, sora Mihaela, au visat la ziua aceasta,
s-au gândit și au așteptat-o cu foarte multă emoție și iată că a venit ziua de 19 august 2018. Dumnezeu, cu alte cuvinte, v-a împlinit visul acesta ca să fiți mire și mireasă și spun din toată inima mea încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Visul acesta vorbea aici despre 11 stele, soarele și luna care se închinau înaintea lui Iosif. Și acest vis a fost tălmăcit de Iacov, de tatăl lui Iosif, marele patriarh, marele om al lui Dumnezeu, care spune și tălmăcește visul acesta în felul următor. Cele 11 stele reprezentau frații lui Iosif, soarele reprezenta pe tatăl lui Iosif, pe bărbat, iar luna pe mamă, pe soție. Așa că eu vreau ca să vorbesc în această dimineață despre bărbat care trebuie să fie precum soarele și despre soție care trebuie să fie precum luna. Se cânta aici prin cântări, pentru că așa se cântă, fericire pe cale. Bineînțeles că fiecare tânăr și tânără care se căsătoresc cu gândul ăsta pornesc la drum să fie fericiți. Nimeni nu se căsătorește ca să fie trist. Dar ca să fie fericiți, dincolo de ziua de azi, pentru că astăzi oricum sunt fericiți, să fie fericiți toată viața lor, vor trebui ca să țină cont și ei, dar și noi, de cuvântul lui Dumnezeu. Și vrem ca să vedem în această dimineață să învățăm trei caracteristici despre soare, adică despre bărbat și trei caracteristici despre lună. O să încerc să comprim oarecum cuvântul pentru că suntem într-o oarecare criză de timp și dorim ca să-l folosim într-un mod eficient și mai ales înțelept. În Psalmul 19, versetele 5 și 6, omului Dumnezeu David, care a fost și proroc, spune în felul următor: și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt, nimic nu se ascunde de căldura lui. Amin. Și soarele, adică fratele Ilie, care iese din odaia lui de nuntă. În primul rând, spune aici David, se aruncă în drumul lui, că se cânta aici despre drum. Un drum, vă dorim pe drumul ăsta să aveți mai multe lucruri. Se aruncă în drumul lui, dar nu oricum. Spune David aici, se aruncă în drumul lui cu bucurie. Adică soarele, apariția soarelui, de fiecare dată, aduce bucurie. Dumneavoastră v-ați imaginat ca într-o dimineață să nu răsară soarele? Cum ar fi? Ne-am obișnuit ca să răsare la locul lui, el a răsărit. Dar cum ar fi să nu răsară soarele? Știți cum ar fi? Trist. Pentru că de fiecare dată când soarele răsare, el aduce bucurie. O singură categorie nu se bucură de răsăritul soarelui și anume leneșii. Leneșii au și o cântare favorită, lor le place cântarea aia. E o minune când soarele apune, când răsare-i prăpăd. Dacă ați văzut, nu numai oamenii se bucură, oamenii harnici, când răsare soarele, dar se bucură chiar și păsările, păsările cântă. Noaptea stau așa într-un anonimat, că nu dorm toată noaptea, n-au nevoie ca omul de 7-8 ore de somn, dar stau așa, pentru că într-o stare de așteptare să vină soarele, se bucură natura, se bucură iarba, se bucură florile. De altfel, există specii de flori care atunci când soarele apune seara, își închid petalele. Iar când dimineața răsare soarele, ele își deschid petalele, efectiv își arată bucuria deosebită datorită faptului că soarele a răsărit. Sau acea floare din care noi mai mâncăm un de lemn, nu? Care se numește chiar așa, floarea soarelui. Ea de regulă, totdeauna cu pălăria e după soare.
când răsare soarele acolo, orientată cu fața, cu pălăria, și apoi toată ziua, toată după masa, până la apus, se rotește, nu se mai rotește la coacere, dar câtă vreme este la început în dezvoltare, ea caută întotdeauna soarele, totdeauna se bucură de razele soarelui. Ei, tot așa, frate Ilie, și nu numai Ilie, toți bărbații care suntem aici, trebuie să fim ca soarele. Și întotdeauna când venim acasă, că venim de la muncă, că venim din călătorie, va trebui ca să aducem în familia noastră, pentru soție și pentru copii, bucurie. Amin? Bucurie. Așa e armonie în familie și așa e colț de rai. Pentru că realitatea este că sunt o grămadă de bărbați care nu duc acasă bucurie când vin. Aduc scandal, aduc nervi, aduc ceartă. Cum apare la casă, cum începe ceartă? Erau două femei care stăteau de vorbă, erau foarte bine dispuse. Discutau, le mai ajuta și o ceașcă de cafea pe care o aveau lângă ele. Altfel trecea timpul. Bucuroase. Și dintr-o dată una dintre ele s-a uitat la ceas și s-a învinețit la față. O văzut că e 6 fără ceva și o sărit așa glonț în sus să pornească spre casă. Și ailaltul întrebat-o, dar ce s-a întâmplat? Zice, vine bărbatul acasă la 6:30, dacă nu-i gata totul pe masă pus, am terminat-o. Nu m-am tihnă toată seara și toată noaptea. Omul ăsta, pentru ea, bărbatul ei, n-aducea bucurie, aducea întristare. Am niște prieteni care au plecat în străinătate și îmi povestea despre tatăl lor, care atunci când venea acasă seara, zice, de regulă aducea acasă numai bătaie pentru noi. Acum, când ne bătea, când meritam, nu supăra nimeni. Dar de cele mai multe ori ne bătea când nu meritam. O zis, el obișnuia să, când veneam de la adunare, ne punea pe noi băieți așa în linie și ne întreba ce s-o predicat, de unde s-o predicat la adunare. Nu prea erau atenți băieți, ca copiii la adunare. Nu erau telefoane ca acum să stea pe Facebook cum stau tinerii de azi la adunare, că mulți așa stau. Dar erau cu mintea în altă parte, mai așa pe afară, mai se plimbau. Și unul spunea Psalmul 23, altul Apocalipsa. Și într-adevăr venea Apocalipsa. Pentru că îi punea cu mâinile așa în sus și îi punea să cânte cântarea Pe calea îngustă e luptă. Plăceri de șertăciuni pe ea nu-s. Zice, băi, cântarea asta e frumoasă. Dar când o auzim acum că se cântă, zice, ne trec fiori după 30 de ani, pentru că ne amintim, ne-a marcat negativ pe noi cântarea asta, datorită durității extreme din partea tatălui. Nu așa trebuie să fie. Uitați-vă în Scriptură, citim în 1 Samuel, în capitolul 1, vorbește acolo Scriptura despre o familie, un bărbat care se numea Elcana, ce avea două soții. În vremea aceea se practica poligamia, pentru că asta a fost alegerea omului. Dumnezeu la început i-a făcut lui Adam o singură nevastă. De ce? Pentru că l-a înzestrat cu capacitatea să iubească o singură nevastă. De-aia toți au avut probleme. Dacă vă uitați, eu au avut mai multe neveste, dar au iubit numai una mai mult. Una. Ei, în cazul acesta, Elcana o iubea mai mult pe Ana decât pe Penina. Numai că Ana o făcuse Dumnezeu stearpă. Și acum spune Scriptura, când Elcana era la muncă, eu mă gândesc că trebuia să plece la muncă repejor, așa de pe la 4 dimineața, că e greu să întreții o nevastă, dacă n-ai două. Adică 100% volumul de muncă e dublu. Pleca așa repede de acasă, înainte să cânte cocoșul, și astea rămâneau acasă ca femeile. Zice Biblia că în fiecare zi Penina o înțepa pe Ana. Nu cu acu, că era mai suportabil cu vorba. Toată ziua îi spunea aceleași lucruri. Degeaba te iubește pe tine soțul nostru mai mult, Elcana, dacă numele lui va fi dus mai departe, va fi datorită mie, a copiilor pe care am născut. Tu ești stearpă și striga după ea, stearpă, stearpă, stearpă. Bineînțeles că să strige cineva după tine aceleași cuvinte de dimineață până seara, te saturi. Și când venea acasă Elcana, de regulă pe Ana o găsea de fiecare dată tristă. Dar pentru ea, apariția lui Elcana schimba lucrurile. De ce? Pentru că soțul ei, când venea acasă de la muncă, pentru Ana aducea bucurie. El o întreba, ce ai tu, Ano?
De ce ești tristă, supărată, că n-ai copii, că ești stearpă? Nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10? Decât 10 fii. Adică omul acesta întotdeauna pentru nevasta lui întristată aducea bucurie. Așa că, frate Ilie, ești responsabil să fii soare și întotdeauna când vii de la muncă, să nu aduci acasă problemele de acolo, lasă-le la muncă, ca a doua zi, 100%, te asigur că acolo le găsești, unde le lași. Întotdeauna când vii acasă în familie, prezența ta, apariția ta să fie precum apariția soarelui și să aduci pentru familia ta, pentru soția ta și pentru copiii pe care Dumnezeu să-i vedea, să aduci bucurie. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sunt ofilite pentru că soarele e pe la Londra și luna e la Chișinău sau la Corjeuț sau la Suceava. Adică e prea departe de soare. Sunt mii de kilometri. Bineînțeles că soarele încearcă să-și mai întindă razele așa prin telefon, prin WhatsApp, prin Viber, să spună, draga mea, te iubesc, te cu tare, declarații. Ia tot ofilită-i. El vine cu promisiuni și spune, când vin acasă, te duc la bazar să vezi ce costum îți iau niște perdele de alea grozave, facem... Nu interesează, pentru că dincolo de perdele și de costume, ea are nevoie de căldura soarelui. Pentru că așa spune Scriptura, mai bine doi decât unul. Pentru că dacă unul cade, celălalt îl ajută. E nevoie ca să doarmă împreună, să se încălzească unul pe altul. Și așa mai departe. Și de ce e importantă căldura asta soarelui? Știți că căldura întotdeauna topește răceala sau gheața. Mie mi-ar place să vă spun că toată viața voastră o să fie caz. Să vă țineți de mână. Dar nu o să fie așa. O să mai fie și neînțelegeri, o să mai fie și tensiuni, o să mai fie și frământări. Pentru că așa e viața. Bineînțeles că noi încercăm așa să părem tare pocăiți. Și să pozăm că, de fapt, la noi totul e numai miere în familie, totul e numai armonie. Noi nu ne-am certat niciodată. Ba unii mai au și curaj de la învon. Fraților, eu am 50 de ani de căsătorie. Nu m-am certat odată cu nevasta. Așa ceva nu există. Dar unii trăiești, frate, în rai, numai acolo dacă trăiești. Adică pe pământ avem de toate. Să nu spui mie, au fost între apostoli, nu? Că au fost pocăiță. Nu știu dacă ajungem la nivelul lor. Și au mai fost între ei câte un schimb viu de cuvinte. Și Pavel a mers la început cu Barnaba, dar nu s-a înțeles. L-a schimbat, l-a luat pe Sila. A fost ceva tensiune acolo. Că nu ne certăm așa, ca la, nu știu unde, ca la ușa cortului, dar mai sunt tensiuni. Că suntem oameni. Mai suntem vulnerabili, mai avem slăbiciuni. Ei, de-aia vine și spune Apostolul Pavel să nu apună soarele peste mânia voastră. Reparăm problema. Ei, și aici intervine rolul bărbatului. Pentru că mai sunt unii bărbați, aici e vorba de orgoliu masculin, care spun, lasă Domnului să facă ea primul pas. Vine ea, zice, las că vine, ajunge la portofelul meu. Dacă, eu vă spun vouă astăzi, să căutați ca în familia voastră să n-aveți două portofele, tu cu al tău și ea cu al ei. Să aveți un singur portofel. Și în ăla să puneți amândoi și din portofelul ăla să luați amândoi. Dar să știți, nu unul fără altul. Când se ajunge acolo, fiecare cu banii lui, mai aud așa familii, fiecare cu banii lui, fiecare cu treaba lui, aia nu-i familie. Nu. Bărbatul ca și soare trebuie ca să ia primul atitudine și poziție, să aducă, să producă căldură și să topească răceala. Când apar situații de răceală între soț și soție, tensiuni, când îți vine să nu mai vorbești, să nu mai spui nimic absolut, va trebui ca să fii soare, Ilie, și să topești răceala. Și la voi, în familie, să n-aibă loc răceala și gheața. Să nu vină iarna niciodată. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze și pe voi, dar și pe noi toți. Amin. Acum, dacă am vorbit despre soare, haideți să ne îndreptăm puțin și spre lună, să vedem ce spune Biblia despre lună. Pentru că în visul lui Iosif, luna reprezenta mama, reprezenta soția. Iosua, capitolul 10,
versetele 12 și 13, pagina Scripturii 243. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: oprește-te soare asupra Gabaonului și tu lună asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Amin. Ce învățăm de la lună? Trei adevăruri. După ce am învățat trei caracteristici sau trei adevăruri de la soare, învățăm trei de la lună. În primul rând, luna trebuie ca să rămână la locul ei. Și locul ei este întotdeauna după soare. Așa înțelegem de aici. Domnul a vorbit și a spus: oprește-te soare asupra Gabaonului. Prima oară s-a adresat soarelui, pentru că el este înainte, în față. Și tu lună asupra văii Aialonului. Sora Mihaela, locul tău întotdeauna este după soare, după fratele Ilie, pentru că este un loc pe care l-a rânduit Dumnezeu. Există o grămadă de soții care au o singură dorință în viață. Știți care? Mai sus de locul 2. Și când se întâmplă asta, e călcată în picioare autoritatea soțului și, bineînțeles, autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că asta este autoritate, ierarhia. Dumnezeu Tatăl, Hristos, Duhul Sfânt, bărbatul, soția. Când o soție iese de sub autoritatea soțului, automat iese și de sub autoritatea lui Dumnezeu. Și uitați-vă în Scriptură. Când au fost o grămadă de femei care n-au rămas la locul lor, s-au întâmplat nenorociri. Cea mai mare nenorocire o vedem produsă de nevasta lui Avram, de Sara. Pentru că Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și i-a spus: am să-ți dau un moștenitor. Într-o zi l-a scos afară și i-a spus: privește cerul, vezi stelele? Le văd. Le poți număra? Nu le pot. Așa de numeroasă o să fie sămânța ta. Dar așteaptă. Și-a spus Sara: nu m-am răbdare. O spus Dumnezeu, dar nu, Avram, nu mai așteptăm noi. Ia-o pe roaba mea. Ia-o pe Agar. Pentru că din ea o să avem noi un moștenitor. Ce s-a întâmplat? O tragedie. Se naște Ismael. Musulmanii de azi, care sunt cel mai mare pericol pentru creștini. Dacă ați băgat de seamă, au invadat Europa. Și în curând, pentru că am fost în Germania, eu am crezut, când am fost la Dortmund, am crezut că sunt din Istanbul. Zic, băi, aici e Germania, nu se poate. Eu am crezut că sunt la Istanbul. Totul. Și uitați-vă, a fost o noră care a spus soacrei ei, nu? Rut, moabita lui Naomi. Pentru că Naomi a spus: du-te la poporul tău, ți-a murit bărbatul, eu mă întorc în țara mea, n-am ce să-ți mai ofer. Și au spus: nu sta de mine, că n-am să te las. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, locuiesc și eu. Poporul tău va fi și poporul meu. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Facă în Domnul ce va vrea. Dar nimica nu o să mă despartă de tine decât moartea. Cu atât mai mult cuvintele astea se potrivesc pentru o nevastă, pentru o soție, pentru soțul ei. Când soțul este la biserică sau în lucrarea Domnului și nevasta e la mol, are altă direcție, bai. Sau mai sunt situații, am văzut în familii, în care dictează nevasta, nu soțul, și cresc așa fetele și tata spune: băi, la ora 8 să fie acasă, sau fetele să meargă la adunare sau la repetiții. Și ea spune: dragile mame, lăsați-l pe taică tu, lăsați-l că mă ocup eu. Tu ce, aveți libertate la mol, dar să nu veniți așa pe la 12, pe la 11 jumate acasă. Aia nu e o direcție bună. De-aia se întâmplă ce se întâmplă în familie și avem problemele pe care le avem azi. Pentru că nu se respectă aceeași direcție și misiune. Fraților, cel mai important, dincolo de toate valorile lumii acestea, este ca să ne mântuim viețile, să ne mântuim pe noi și să fie mântuiți copiii noștri. Amin? De aceea să respectăm direcția asta și mai ales să respectăm misiunea pe care ne-a încredințat-o
nouă Dumnezeu. Și spun asta pentru mine și pentru toată adunarea, să ne ajute pe toți bunul Dumnezeu să avem aceeași direcție și misiune. Amin? Amin. Și apoi, în al treilea rând, ce am văzut în Scriptură, luna trebuie ca să rămână frumoasă pentru totdeauna. Și despre asta citim în Cântarea Cântărilor, în capitolul 6 cu versetul 10, unde spune omului Dumnezeu aceste cuvinte: cine este aceea care se ivește ca zorile, atenție, frumoasă ca luna? Dacă vă uitați la lună, luna întotdeauna este atracție, este o frumusețe. Că e lună plină, că e pe jumătate, că lipsește un pic din ea, că e în formă de seceră, luna este frumoasă. Tot la fel, sora Mihaela, ai datoria ca să rămâi frumoasă. Să rămâi frumoasă și fizic, pentru că sunt o grămadă de fete care până când se mărită, totdeauna sunt atente. Să nu se îngrașă, adică să arate bine, să aibă talie, sunt atente așa, toată ziua să panciolesc pe la oglindă. După ce s-o măritat, zice, mi-am luat de o grijă. Gata. Doar la pocăință nu mă mai poate lăsa. N-are importanță cum apare, că șorțul e într-o parte, că e murdară de ou pe aici. Ea nu mai are, ea s-o mărita și-o lua de-o grijă. Nu, nevasta trebuie ca totdeauna să caute să fie plăcută soțului ei. Adică să caute să fie frumoasă fizic. Și apoi, dincolo de frumusețea asta fizică, că poți să fii frumoasă fizic și la 70 de ani. Am văzut surori și la 70 de ani foarte frumoase. Neapărat, imperios necesar, este ca să rămâi frumoasă pe interior. Adică frumusețea asta interioară. Și spune Apostolul Petru, într-un text care se mai citește la căsătorie, 1 Petru, capitolul 3, vreau să citesc de aici câteva versete. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul de trai curat și în temere. Podoba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtare de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Atenție, fiicele ei, v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Amin. Am văzut, surori, și avem un caz la noi în biserică, o soră care, prin purtarea ei frumoasă, când soarele nu-și întinde razele să producă căldură, e în eclipsă. Mi-aș dori, frate Elie, să nu intre în eclipsă, întotdeauna să fiu un soare strălucitor. La fel și luna, când nu rămâne la locul ei, când nu respectă aceeași direcție și misiune și când nu este frumoasă, este și ea într-o stare de eclipsă. Mi-aș dori ca să vă achitați de aceste sarcini și în familia voastră care se întemeiază astăzi să fie întotdeauna binecuvântarea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze părinții, Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea. Amin? Să ne ajute Domnul ca întotdeauna să rămânem în învățătura Cuvântului Sfânt, să putem să o trăim pentru ca să ne apărăm familiile, să trăim după voia Domnului și într-o bună zi, noi și copiii noștri, să ajungem acasă la Domnul. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.